A terminat școala generală numărul 1, trompetă și pian. Apoi a urmat Politehnica. Cristian Movilă are 27 de ani și până acum a fost în miezul celor mai tensionate zone din Europa și Orientul Mijlociu. A surprins în fotografiile lui bărbați înarmați, copii înfometați, înmormântări și clădiri bombardate din timpul conflictului israeliano-palestinian din fâșia Gaza din 2006. Îi place să trăiască. Am putea spune că îi place să trăiască periculos. Odată ce ajungi într-o zonă de conflict, e greu să nu te întorci. Odată ce ai văzut, e un microb care te-a luat. La fel cu Afganistanul, Gaza. Odată ce ai ajuns în zonele astea, ești pur și simplu addicted. Nu ai cum să nu te întorci și să explorezi mai mult și mai mult și mai mult, să vezi mai multe lucruri. E foarte greu. Legat de că mi-a fost sau nu frică, mi-e frică. Mi-e frică tot timpul. Cred că exact în momentele în care mă pregătesc să plec, mi-e frică mai tare, dar odată ce am ajuns acolo, eu intru pur și simplu într-un fel de inconștiență. Și lucrez de dimineață până seara și atunci nu mai stai și te gândești. Sunt momente în care nu ai cum să... Ești om. Acum câteva săptămâni m-am întors din Afganistan. Chiar în ultima zi au tras în mașina mea. Și eu de obicei nu prea circul cu armata, nu sunt embedded. Circul mai mult cu un reporter sau fixerul meu local. Și au tras exact în șoferul meu de acum câteva săptămâni. Cristian Movilă poate fi considerat un personaj. Dacă e să-l întrebi care este proiectul lui de suflet, îți va spune simplu. Marie Curie a reușit să strângă, în doar 2 ani, 3 milioane de euro pentru copiii a căror viață era scurtă. Își dorește multe lucruri, are multe planuri. Chiar dacă nimic nu este concretizat, el este convins că se vor împlini. Nu merg niciodată fără Dumnezeu. Cred foarte tare în Dumnezeu și nu aș putea face nimic fără El. Am ajuns unde am ajuns, am pornit de la zero.
Și am ajuns unde am ajuns datorită lui. Și îi mulțumesc pentru asta. La 27 de ani lucrez pentru New York Times, Newsweek, Time Magazine, cele mai mari reviste la ora actuală și nu, n-aș putea să mă gândesc vreodată că sunt eu mai altfel decât celălalt. Nu. Am muncit, am avut o șansă și am acceptat-o, am mers după ea. Dar totul a fost datorită faptului că cred că acolo sus Dumnezeu mă iubește. Eu îl văd în fiecare zi în ceea ce fac. În Liban mi-a explodat mașina, mi-a murit șoferul. Îl văd tot timpul că mă ajută și că mă apără în conflicte. Adică n-aș putea să trăiesc fără el în fiecare zi. Cu toate că suntem păcătoși și... Nu, eu nu cred neapărat în rugăciune anume sau asta. Eu sunt sincer și vorbesc exact cum vorbesc cu un prieten, așa vorbesc cu Dumnezeu. Îmi place să citesc poezii foarte tare. Și citesc foarte mult, mai ales când sunt acolo, în zonele astea, că e un pic de altfel, altceva. Întotdeauna cred că cartea pe care o citești, dacă e bună, e preferată atunci. Acum citesc o carte, urmează să plec în Pakistan și am primit o carte de la un prieten, Three Cups of Tea. Și este despre un tip care a mers să urce pe munții din Pakistan și a ajuns să deschidă școli acolo. Și a ajuns la un număr incredibil de mare de școli și ajută foarte mult partea asta a lumii, Pakistanul. Nu cred că am o carte preferată, dar lucrez acum la două cărți, actually. La România, la 20 de ani de la Revoluție, și la Unfinished Dreams, acea poveste cu copiii bolnavi de cancer de la Marie Curie. Ascult foarte multă clasică și operă, mai ales când sunt acolo, dar ascult jazz. Eu am terminat școala de muzică, școala elementară, școala de muzică, trompetă și pian. Și îmi place foarte tare jazzul. Oh.
când sunt pe marginea prăpastiei, se schimbă. Omul când e aproape să cadă și își dă seama că e ultimul moment al lui, se schimbă, omul se întoarce. Suntem cu toți răi. Așa ne-am născut. Pur și simplu, cred că majoritatea se schimbă pe marginea prăpastiei, dacă nu s-au schimbat până atunci. Nu știu ce i-ar schimba pe români. Nu sunt eu mai altfel decât ei și eu am ale mele. Poate vă întrebați cine este acest băiat care are planuri atât de mari și de ce nu poate chiar de invidiat. Cristian Movilă se bucură de toată libertatea de a face ce vrea. Nu lucrează niciodată fără un plan prestabilit și fără o documentare serioasă. Se documentează mult și nu face niciun reportaj de dragul de a-l face. Îl interesează partea umană, chiar dacă nu e întotdeauna simplu să ajungi la ea. Cred că cel mai puternic, chiar dacă astăzi acolo vezi oameni murind, care te marchează, logic, acum nu te mai marchează așa de mult, că deja ai devenit puțin imun la asta, vezi, dar totuși mergi mai departe. Asta e. Cel mai rău m-a marcat, am făcut subiectul ăla în 2008, mă rog, timp de 2 ani jumătate, cu copii bolnavi de cancer de aici, în Marie Curie. Și aia m-a marcat foarte tare. Din păcate, în timp ce am stat eu acolo, 4 dintre copii cu care lucram, cu care stăteam zilnic, au murit. N-au avut bani și am încercat să-i ajut să ieși în groape copiii. Gândiți-vă că aia a fost mult mai dureros. Da, mi-aduc aminte că și în Liban am încercat să merg acasă la șoferul cu care eram, care a murit, și avea 7 copii. Logic, a fost incredibil de dureros să dai vestea mai mult decât să-l vezi murind. Cum ai scăpat? Dumnezeu. De ce în Afganistan copiii de mici sunt învățați să țină pușca? De mici mi se... Nu sunt, e total greșit. La fel când e vorba de o țară musulmană, înseamnă că toți sunt teroriști. Nu e așa ceva. Nu vreau să mă bag în polemici, în chestii politice și așa mai departe, nici de religie. Doar că eu sunt conștient că într-o țară ca Palestina, Iran, Afganistan, sunt oameni incredibili. Că sunt și alții care o iau razna și înțeleg altfel religia lor, asta este altceva. Și trebuie să luptăm împotriva lor. Cum putem? Doar că nu putem să spunem că un copil e învățat să țină pușca. Da, în anumite familii, da, nu au jucării. Nu au cu ce să joace. Singurul lucru care se joacă în Afganistan e un zmeu. Și aleargă de colo până colo pe piatra aia. Atât. În rest, nu au jucării. Am văzut copii care, pur și simplu, singurele jucării care le-a găsit rămășițe de la morți. Și se jucau cu craniile. Deci aia a fost înfiorător. Nu avem cum să spunem despre toți că sunt într-un fel sau în altul. E adevărat, sunt mulți care o iau razna. Ca și la noi, ca și în America, și ca în multe alte țări. Sunt foarte mulți care cred că ca să ajungi undeva sus la reviste ca Time Magazine, New York Times Magazine sau Newsweek, trebuie să mergi neapărat în război, unde subiectele vin ca atare, deci nu trebuie să fii un foarte bun fotograf. Nu.
Am început aici, am început prin acel reportaj cu copii bolnavi de cancer și am lucrat 2 ani jumătate. Ăla este un reportaj serios. E adevărat că majoritatea televiziunilor și publicațiilor de aici nu au cum să-ți dea un timp atât de mare pentru un reportaj. Dar sunt reportaje în jurul nostru în fiecare zi. Ultimul reportaj din România a lovit incredibil chiar și țara noastră, din păcate. A fost în Time Magazine și la țin minte că am fost foarte surprins, plăcut. Time Magazine, editorul șef de la Time Magazine m-a sunat și mi-a zis că după 3 ore de la publicarea online, nu în revistă, după 3 ore au fost 8 milioane de click-uri pe story-ul ăsta. A fost înainte să plec în Afganistan, despre o casă de drogați. Da, în România, în București. Din păcate sunt peste tot. Am avut un acces incredibil, am avut un acces, dar nu a vorbit nimeni pentru mine. Pur și simplu contează foarte mult cum vorbești cu oamenii. Ca să fii, cred, și încerc să înțeleg mai mult despre psihologia oamenilor și așa mai departe și citesc foarte mult despre asta, ca să fii un reporter bun și fotograf, mai mult că ai ceva în mână prin care expui persoana respectivă, intri foarte mult în viața lor. Deci exact ca și fotografia nud. Fotografia de reportaj ești foarte aproape. Omul ăla trebuie să se deschidă, exact ca la psiholog, se deschide și îți povestește și îți destăinuie anumite lucruri, din păcate rele, mai puțin rele. Drogurile e o chestie incredibil de rea. Aici s-au deschis și n-au avut niciun fel mi-ai dat curaj. Ferdea. Ce te apasă pe suflet cel mai tare? Că mor foarte mulți oameni în fiecare zi. Eu stau în România, încerc să creez un centru de artă, am o fundație prin care încerc să creez un centru de artă. E greu, e foarte, foarte greu. Doar că, nu, am posibilitatea de a sta în America, unde e main office, dar că nu, deocamdată nu pot să mă desprind. Încerc și vreau, de anul viitor vreau să fac festivalul de fotografie documentară, și încerc să fac diferite proiecții și cred foarte tare că aici sunt tineri foarte talentați. Acum de curând am văzut o expoziție a unei tinere care a născut aproape de 90 și e incredibil de bun pictor. Sunt oameni și tineri foarte, foarte buni în România, doar că nu au posibilitatea expunerii. Folosește la ceva expunerea asta? Foarte mult. Dacă ai șansa să fii expus când trebuie, ajungi departe. O expoziție acolo unde trebuie și câțiva expați care ascultă și văd ceea ce produci, asta e tot. E rampa ta de lansare. Asta încerc, să creez un centru de artă, nu doar pentru fotografie, care mă pasionează cel mai tare și prin care trăiesc, prin pictură, muzică și așa mai departe, teatru. Vreau să creez un ambient pentru tinerii care vor, pot, doar că nu au unde. În România nu există undeva unde să te duci și să te simți bine ca artist.